Sa Katia. Cum a schimbat Katia viața ta? Te surprinzi că te transformi. Deci eu și am văzut la mulți. Devii altcineva. Dar nu pentru că îți propui. Da, m-am transformat, dar în mod firesc. Așa m-a dus viața. Și cred că m-a făcut un pic mai bun, mai atent, mai puțin egoist, egocentric. Îți dai seama, eram actor la Teatru Național, apăream zi de zi la televizor, eram în grupul Vouă, apăruțăm în filme, la Naie, care am film, jucați în rolul principal, în Restul e tăcere, nu mai aveam lumea la picioare. Știi? Și cumva încep să te crezi. Și afli de fapt că nu prea mai ești tu prima donna. Nu mai ești tu în centrul atenției. Chiar dacă urcase pe culmile gloriei, prioritățile ei s-au schimbat total în clipa în care a devenit părinte. Cel puțin când era Katia mică, am avut mult timp cu ea. Știi? În timpul zilei. Și am făcut activități, am stat, am făcut lecții împreună, ne-am jucat împreună. Mai am și un noroc, ea este extrem de muzicală, nativ. Și atunci cumva e mult mai simplu și mai evident că asta ar cam fi calea ei de urmat. În zona muzicală sau în zona artelor spectacolului, știi, în zona asta de lucru pentru public, pentru spectatori, știi, în zona asta artelor spectacolului, știi, e evident, chiar dacă are doar 16. Și părea foarte ușor să dialoghezi. Și a rămas în continuare treaba asta. Stăm, ne așezăm, discutăm, analizăm și încercăm de fiecare dată să nu avem reacții din astea viscerale, știi, umorale, așa, la copil. Repede. Nu, hai să ne gândim, hai să ne mai gândim, hai să privim și partea aia. Hai să mai vorbim și cu copilul încă o dată. Am luat-o și ca un construct social. Domnule, noi doi împreună putem face un lucru important. Eu învăț multe de la nevastă mea. Sper că și ea ține de la mine, pentru că, cum spuneam, suntem diferiți. Știi? Mă bazez că atunci când nu știu, eu pot să aștept de la ea. Și se întâmplă câteodată că, știi, și raportul de forțe între noi să fie, când conduce ea, când conduc eu. Știi? Și astea sunt chestii care duc înainte. Să știi că e foarte simplu să distrugi, de fapt. Ce e așa de greu să zici, băi, de mâine gata, ai mai enervat, de mâine gata. Nu e chiar atât de greu. Copilul de mare, niște bani să pot împărți acolo, vinzi o casă, împarți banii. Nu e ceva greu. Ceva foarte ușor să strigi. Nu, e greu. Mai bine recapitulezi de ce te-ai hotărât să faci asta? Dacă n-a fost un moment de nebunie. Repet, știi? Și în cazul nostru, sau al meu cel puțin, dar nu, cred că și al ei, n-a fost chiar un moment de nebunie. Știi? Dar nu e lapte și miere și ar fi nenatural să fie așa un lapte și o miere. Nu o dată depresie? Păi da. Am avut-o și n-am știut că o am. Pentru că s-a manifestat foarte fizic. Avem așa niște sincope de respirație și... Eram și într-o vacanță,
dormeam mult, mă hrăneam bine. Și cu toate astea nu, știi? Și m-am dus pe la doctor și până la urmă zicea, băi, n-ai nimic funcțional, biologic, nu știu ce. Ia vezi pe partea aia sufletească și mentală, știi? Și într-adevăr, când mi-am dat seama că de fapt mă apăsau niște probleme la teatru și nu vedeam capătul, ele lucrau cumva în mine și cumva m-au depresat. Și asta m-a ajutat să-mi dau seama că ajunsesem într-un impas și m-au determinat pur și simplu să-mi dau demisia. A pierdut cu asumare locul la Teatrul Național, dar a ales locul pe care a simțit că îl sfințește. Pur și simplu, pentru că mi-am dat demisia, am putut să lucrez cu doamna Olga Tudorache. Zi de zi, 3 luni de zile, 5-6 ore pe zi. Că nu s-a mai făcut spectacolul, că nu a mai ajuns premiera la public, asta e altă poveste, la fel de sufocantă, dar eu am trăit această experiență pe care altfel n-aveam cum să o trăiesc, de exemplu. Că apoi m-am angajat la Teatrul de Comedie, la teatrul unde de fapt am debutat. Deși prima dragoste rămâne teatrul, așteaptă calm, ca regizorii să-l încânte cu propuneri. Îmi lipsește o cinematografie sănătoasă. Iubesc să fac film. Filme de artă. Problema e că biletele sunt prea ieftine. Se oprește rolul la scenă sau te urmează? Câteodată te urmează, să știi. Noi redescoperim viața, pentru că e diferită, e viața altcuiva, de fiecare dată din nou și din nou și din nou. Și atunci cumva noi avem acest antrenament de a fi atenți la concretul imediat. Știi? Nu prea poți veni tu cu păreri de acasă. Pentru că trebuie să descoperi.
Călăut!